Chegada na copa, foi? Chora pra ser copa, pensa lá, tá sabendo, viu? Chegar. Mas que texto, meu irmão? Mas que texto? Mas tá aí um lembro, a gente é um gloi. Dar se facă patru feluri de mâncare și prăjitură, asta e de dreptul ridicol! Ridicol! Râsul bărbaților! Am ajuns asta, am ajuns! Bază cu toți bărbații, mi-au scoat! Nu ca Mitică! Mitică? Care e bărbat în casa lui! Bărbat? Băi da, la el cocoșul cântă, nu găina! Mitică! Singura mea plăcere, singura bucurie, a rămas o convorbire la telefon cu Mitică. Mitică care-i bărbat în casa lui, băi, da? Cocoșe cântă aia. Nu găina. Aoleu, Clementina, Clementina. Alo? Alo? Da? Miticuță, ce faci, mă, băiatule? A? Sunt eu, Costicuță! Asta nu costă grijă, ce să fac, mă, dragule? Uite, citesc! Aaaa, și e interesantă cartea ta de tine? Păi ce pot să zic? Nu pot să mă rup de lângă ea! Citești? Da. Un intelectual, nu ca mine. Aha. Da. Da. Să știi, da, să știi, că și eu tot la fel. M-am trezit de dimineață, da? Am făcut un duș, am mâncat ceva și pe urmă am pus să citesc. Știi, romanul meu e Peneș, acela. Da. Al meu este din Biblioteca pentru Toți. Da, e ediția făcută de Oaie. Revizuită la Caimac. E de marți anul trecut. Dar unde v-a stăcat, ce face? Nevastă mea? Da. E sănătoasă, e la bucătărie, la bucătărie. Da, gătește, să știi. Gătește. Prăjiturele, minciunele... Minciunele, Miticuță. Cum au alții noroc, nu ca mine. Da, și la mine la fel, Păi i-am zis, dragă, să nu te prind... pe aici cât timp citesc, dacă nu o să rup picioare. Da. Așa-i faci? A, nu, o mustruluiesc și eu așa, de când în când, pentru că la mine casă eu domnesc. Dar mie nu-mi place să mă deranjeze absolut nimeni cât timp eu gătesc. Eu citesc. Da. Da? Da. Da. Mai am un pic. Da. Și eu acum să știi că termin cartea asta și scot romanul celălalt. Grăsuțul cu bărul în gură. Îi dau așa un praf de făină și mai la cu ăsta. Da, știi tu cum e acum. S-a prins. Băi, ca intelectuale, da. Cine s-a prins, dragă? Cine s-a prins? S-a prins criminalul. Criminalul, dragă, că era urmărit de mult, detectivul s-a luat cu vorba, că era prins de fundul la ceaun. La ocean, că erau bani și erau multe nave pe acolo, vase cu gloanțe pe jos, cu... Da, înțeles. Da, e interesantă cartea ta, mă, Miticuță. Da. Nu le dai și mie? Păi, mai Costeliță. Mi se pare că am văzut-o și până la tine prin bucătărie. Eu, bibliotecă! Aaa, nu, lasă că nu asta. Ai văzut alta, sau eu o alta, adaptare de la Jamie Oliver. Adică ia să-mi ce vorbim noi atâta de discuții intelectuale. Auzi, nu mai bine răsumă cărțile astea și ne vedem la trei la tine la o tablă? Da, nu. Nu se poate la mine pentru că nevastă mea spală rufe și mi-e frică să nu o trezim. Dar auzi, hai la tine! Nu că la mine e fix aceeași problemă! Nu mai bine mergem la Tomiță? La Tomiță? Da! Hai, nu se poate, dragule, la Tomiță. Tu nu știi situația lui Tomiță. Care e situația lui Tomiță? Păi Tomiță de la o vreme nu mai e el. Adică? E ea, calcă, spală, gătește. Cine, mă, Tomiță? Tomiță! Nu, asta nu se poate. Dacă spun? Păi înseamnă că Tomiță nu mai e bărbat. Păi nu. Înseamnă că este un papălat. Înseamnă că e un... Nu, totuși. Este prietenul nostru, da? Este prietenul nostru, nu-i bine să vorbim așa de el. De? Mitică? Da. Dacă n-a avut norocul nostru... Costăchiță, eu când mă gândesc la alții, mi se rupe sufletul de mine. Dă milă! Dar auzi, hai că pe mine mă cheamă la masă. Da, pui, eu-ți vin acum! Ha, uite că și pe mine mă strigă! Da. Gata cu silache! Acum vin! Bine, hai, ne auzim! Hai, pa! Săracu Tomiță!